Buonasera, Don Nelor. Buonasera, Don Nelor.
foarte bună presă din jur, toată lumea, cu toată lumea din presă juveană, noastră.
του Σάσα Μισκάρ. Μισκάρ. Στράτ. Bună.
caso del curso poate fi perfectibil. Deci, ca o concluzie, eu sunt de acord ca lumea să-și exprime nemulțumirea și să aibă acest drept la democrație și la spune decizia. Și aș spune lumea politică trebuie să ia act de ceea ce spune strada și să ține cont de ce spune strada. Dar de aici tragedie care ne-am îngripat toți și de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, de la femei la ce fel tragedia e de necomentat și de aici până a schimba guvern și strada a impune reguli politice, e o distanță foarte mare. Democrație nu strada impune de jos guvernul, nu strada de jos parlamentul, strada face ce face. Sunt reguli clare în toate democrațiile mari, în toate în lumea civilizată. Guvernul să Jesus să demisia guvernului, demisia primului ministru, nu la presiunea astăzi. Deci,
foarte greu. Parlamentul la fel se alege. Strada are moduri democratice de a se exprima. Revolta o înțeleg. Ieșirea în stradă o înțeleg. Dar impunerea lor, nu înțeleg. Da. Voi impunerea deciziilor politice. Păi am auzit în stradă cerere de genul jos parlament. Ok. Eu sunt parlamentar. Eu sunt nemulțumit de ce se întâmplă în parlament. Eu mi-am spus eu am spus de la diverse posturi din Giurgiu, dar și la postul național, domnule, într-adevăr, lumea politică trebuie renoită, oamenii trebuie schimbați. Nu, n-am fost niciodată de acord cu 600 de parlamentari. Am militat și am suferit activitatea pentru acele referendum de 300 de parlamentar, de maxim 300 de parlamentar. Deci eu chiar nu spun de acum la astăzi că trebuie să mai puțin parlamentar în România. Spun de acum și aseamnă. Da. Deci, astăzi nu dar de aici vă repet tragedie, înțeleg tot necazul și nu trebuie să înțeleg eu, înțeleg eu în țară întreagă. A fost numai dar de aici și până la a impune reguli democratice noi altfel decât sunt în toată lumea altfel decât eu distanță mare.
eu nu cred de existență. Eu nu cred în guvernul tehnocratici. Să vedem. Atâtea lucrurile vor fi bune, guvernul de tehnocrați Doamne ferește de o tragedie, de o tragedie gen ce s-a întâmplat. Doamne ferește de demisia premierului. Asta ce a frustrat, da, și a ce frustrat, da. Dați-mi voie numai puțin, vă rog. O nuanță, o nuanță, vreau să vă spun. Da. Decizia s-a mai întâmplat și în alte civilizate și e un gest, e un gest foarte foarte corect ce a făcut. În plus, din punct de vedere, domnul Ponta a ieșit extraordinar de bine din punct de vedere politic. Pentru că și-a asumat, știi, e un punct de vedere al noastră. Da, da. Practic, practic, tragedia din de acum două săptămâni a fost asumată politic de domnul Ponta. Și o să discutăm peste 4-5 ani. Da, peste 4-5 ani, când emoția se... Stați un moment, că vă spun. Peste 4-5 ani, când se va discuta despre ceea ce a fost în clubul colectiv, da? Și după aia o să vedeți că o să vedeți că va fi un gest foarte bine făcut din punct de vedere politic de domnul Domnule deputat, teoria conspirației, scenariile
teme care se vehiculează, care mai fantezistă, nu vreau să abordez subiectul acesta. Referitor la demisia, așa zis, de onoare a domnului Ponta, eu consider de la societate. Să vă spun de ce. Și am să vin cu argumentul că v-am spus că a ieșit foarte bine chiar a profitat nu știu dacă în proporție de 100% e chiar la citate, dar mie așa mi s-a părut. Pentru că nu a dat dovadă de un minim curaj. În ce constă acest minimal curaj în accepțiunea mea era să încerce să interacționeze și să vorbească cu oamenii, să le zice oamenilor, să știți foarte bine, că și acolo unde nu are nimeni voie să ne deranjeze, ascultam cât de bine trăiesc români. De data aceasta nu a făcut niciun gest în sensul ăsta să aibă demnitatea, onoarea și curajul despre care vorbim. Să interacționeze cu oamenii care erau în stradă. Mai mult decât atât, a dat posibilitatea referitor la ceea ce spuneați dumneavoastră ca oamenii din să creadă că de fiecare dată când nu le convine ce
dar venit Cioloș sau poate o să vină Cioloș, că deocamdată nu a fost acreditat de Parlament. O să vină nu l-a credeți Parlamentul. Sigur. S-a numit totuși și de eu dacă tot ar fi liber, să știți că din punctul meu de vedere, din punctul meu de vedere, este falimentul clasei politice actuale, ceea ce se întâmplă în România. Astăzi, noi avem un singur om politic. Dacă... Claus Iohannis. Atât. În rest, noi toți ceilalți suntem niște... niște așa zic căcioși așa prin Parlamentul României. Ce se întâmplă domnul deputat în condițiile în care admite ideea că trece guvernul ăsta tehnocrat din care unul am înțeles propus de Cioloș 27 de ani și propune ministrul la mediu. este foarte grav,
acum noi am avut domnul Ciolo și va fi, eu nu, din punctul meu de domnul Ciolo și nu e tehnocrat. Atâta timp cât a fost ministru într-un guvern liberal, Partidul Național Liberal trebuia să aibă curaj și să-și asume ca politică. Nu le frică de ce o să se întâmple și de asta să spun că politicienii așa se mă Parlament cu comisarul Europa. A fost și nu. Deci cineva și la zona politică. Toată lumea asta civilizată în unde vrem să și noi, orice guvern este asumat politic de cineva. Sigur. Da? Angela Merkel nu este tehnocrat. Obama nu-i tehnocrat. Da, da. Dar nu există. E bine, acum prim-ministru din Franța nu oamenii nu știu pe președinte că președintele francez este cu puteri executive. În Franța, președintele executiv în statul președinte. Dar în general toată puterea executivă, vorbim de putere executivă, este asumată politic de cineva. Așa este. Noi de ce vrem noi să fim altfel de alții? Nu înțeleg. Eu nici puțin nu știu dacă noi vrem. Repet, sunt
bine și eu aș fi președinte de partid și eu aș fi președinte de partid mare, eu nu aș vota cu tot riscul. Nu aș vota guvern de tehnologie. Acum au fost trei guverne cu având premier tehnocrat. A fost Tolojan, dar miniștrii au fost asumați politic. Politic și a fost el tehnocrat și miniștrii asumați politic. Deci cele trei guverne cu premier tehnocrat de anumit gen, ăsta e de alt gen. Dar guvernul are nevoie de susținere politică. Scuzați-mă. M-am făcut mama politician. Da? Eu am muncit să fiu inginer. Și eu am reușit să merg în profesia mea de inginer. Știți foarte bine că nu politice au venit după ce toată lumea știe că am fost director mare la Danubiana, că am fost mare administrator. Deci lumea știe despre viața mea privată ca manager și ca inginer. Despre ce am făcut eu. De viața politică. Vedeți? Din punctul meu de vedere, politicienii trebuie să aibă un mare dar, un mare har. Arta de duce. Management. Și de unde cum lumea politică astăzi renunță la la ceea ce
politică cum să spun, trebuie să aibă un cel care e celul cel mare pentru un politician să fie președintele prim-ministru, să fie ministru. Deci, altfel nu te poți să faci politică. Dacă iei targetul ăsta care face politică la nivel înalt, nu mai ne asumăm guvernarea țării. Păi, într-adevăr, lumea din stradă are dreptate și spune că este o clasă politică. El e responsabil. La demisie de este mare credeți-mă că vis-a-vis care s-a întrebat, eu sunt de acord cu punctul ăsta de vedere și vine în completarea lui. Este mare câștigător. A profit acest moment și vă repet, peste 4 ani de zile se va vorbi de bine. Știți că de ce moment nu greu convenit mie de misia lui Pontanu pentru faptul că trebuie foarte bine. Nu a convenit pentru că s-a creat precedentul deputat. Nu. Mâine vine alt guvern de tehnocrați, de netehnocrați, de politicieni. Da, de acord cu mine că în momentul ăsta guvernarea țării trebuie asumată politic de cineva și nu strada trebuie să despre asta vorbeam. Și la vot. Domnule, cum vine de viitorul guvern? Ce face și mi-a în stradă și deșește de misia precedentului există. Vă cât e de periculos lucrul ăsta. Ne îndreptăm spre anarhie dacă continuăm în felul ăsta. Dacă nu punem în aplicare regele
statului, că sunt bune, rele, sunt legile care trebuie să aplicate. Se putea, eu nu știu, nici n-am visat să aveți posibilitatea să chiar să ajungeți, că n-am nicio șansă să fii în poziția de prim-ministru și precum o cocotă să-ți dai îmi dau de mine, nu se poate face, trebuie să te lupți pentru oameni, pentru tine, nu-i vorba de nu. Că domnul Ponta profitat pentru el personal, că am înțeles din discuțiile de la partid că partidul n-a domnul Dragnea nu a fost de acolo și a fost anunțat cu, nu știu, o oră, două ore. Mi-a plăcut poziția lui Dragnea, să știți. Foarte serios. Stați să vă văd acum. Mie va plăcea poziția domnului Dragnea în momentul când va spune domnule, eu nu votez PSD, eu nu va vota un guvern de noi am fost aleg. În cu tot respectul președintele partidului dumneavoastră a spus că va vota un guvern de text. Vă spun, v-am spus ce a primit domnul Cioloș și discuțiile astea care s-au purtat la parte, vedeți, apare a dus să fac lucruri exploratorii la parte s-a dus foarte clar că s-a dus a spus domnule, am venit la voi, vreți să te susțin de fapt spatele. E rău că nu se spune adevărul la trezor. A spus, domnule, vrem și noi doi miniștri.
asta se discută. Și dar ce toate televiziunile de centrale și de oriunde spun, domnule, uite, am fost și noi pe acolo să explodăm, să vedem ce e. Păi ce să explodăm? Păi, într-adevăr, domnul Cioroș vine să explodeze și în spate tot ala s-a spus, băi, asumă, punem doi miniști de acolo, că asta e viața politică. Repet, faci politică și te bagi să fii politică, să ajungi ministru, să ajungi prim-ministru sau să ajungi președinte, care sunt top funcții în statul român. Top funcții în statul român. Între noastră de partid, vă spune, domnule, votăm guvernul de tehnocrație. Ce face, domnule deputat Marin Anton? Repet, eu voi spune și mi-a spus deja cuvântul și voi spune punctul de vedere în cadrul partidului și voi spune foarte clar că nu-i bine ce face. Dar decizie la nivel de echipă unei PPR, voi respecta deciziile echipei. Dar acolo vă spun în seara asta noastră, eu nu ader la ideea guvernului de tehnocrație. Avem două experimente bune din punctul meu de vedere. Un prim-ministru, doi prim-ministri tehnocrați și guvern politic și las ministri politici care au fost niște guverne de succes și niște cum și Teodor Stolojan, guvernul Stolojan și guvernul Iisărescu au avut cam aceeași sau
Pregătirea alegerilor a fost întotdeauna înainte cu un an de alegeri și au avut cam același și cam același pregătirea României pentru alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Domnul Cioloși are absolut același. Să știți că cel mai bine pentru România era ca domnul Cioloși să fie asumat din punct de vedere politic. Eu cred. Are în ceea ce a apărut în presă acum. Am văzut tot ce a apărut. Da. Că cum să spun în a apărut că are un dosar acolo pentru dosarul cu abuz în funcție vă spun eu s-a vă spun ascultați-mă nu că să rămâni și pe asta că să vă spun un lucru foarte interesant. Chiar n-are nicio vină. Prin
tata sau tatăl soției dumnealui are o funcție importantă în serviciile, în serviciile secrete franceze. Cererile Franța. S-a spus chiar dacă că e spion, dacă e spion francez, este grav pentru România. Dacă Să judec pe domnul Cioloș și mă rezum la partea de profesionalism. Cred că și aici sunt foarte mulți comisar pe problemele de agricultură, nu interesele României le-a satisfăcut foarte tare, ci interesele Franței și Germaniei. Să obțină mandatul de domeniul agriculturii este un domeniu plin de bani la de un interes major la Uniunea Europeană și ca să acorzi României acest portofoliu. Pentru că e ministru, comisar
agricultura înseamnă ministru agriculturii pentru Uniunea Europeană. Deci toți banii agricole sunt în mâna comisarului. Da? Ca să ai ca România să se ocupe acest post plin de bani, e clar că a avut nevoie și de ajutorul Franței și de ajutorul Germaniei. Acolo e ca la noi în politică. E ca la noi în momentul când se asume un ministru al agriculturii, că se asumă Partidul Național sau Partidul Social Democrat sau un NPD, deci, e clar că cel care se asumă are și o pare că oarecare influență asupra celui pe care l-ai pus acolo. Așa că dacă Germania și Franța pe domnul Cioloș și comisarul european, e clar că a ținut cont și de Germania și de Franța, că în orice decizie care a luat ce alianțe politice credeți că se vor face acum? Atât de jos sunt partidele astăzi în România, toate partidele sunt jos. Sunt cu Steagul în Bernă. Și un PPD-ul și PNL-ul și PSR-ul și toate. Astăzi există un singur mare partid. Iohannis. Am înțeles.
ce? Pentru că vreți, nu vreți, lumea nu dă astăzi toți politicienii jos de la stânga la dreapta și îi ras pe toți și să vii cu alții noi. Nu se poate așa. Nu se poate niciuna. O infuzie doar să lătură să văd că așa după o zi pe alta de la lună la lună nu se poate, este imposibil. Ne scrie un domn. celebra
Che italiano. No. Noi am putea să ne comparăm cu Haidu. Nu e chiar chiar că sunt haiduci, dar haiduci din aia care curând din buzunarul ăsta și băgăm. Atâta timp când noi suntem în Europeană și noi punem un guvern de tehnocrație pentru că așa avea asta și lumea politică. Lumea asta e condusă de politicieni. Foarte chiar. Sau poate începem noi o nouă ieră. Facem nu mai votăm politicii. Votăm tehnocrații. Uite, acum inventez un răspuns. Păi, este foarte adevărat ce spuneți dumneavoastră. Toată lumea este condusă de politicieni. Dar poate în lumea e de afară politicieni. Cât în curs, avem legi, avem DNA-ul care își face treaba și legi, domnule deputat. Care lege, domnule, că la restează stați un moment că ce am de comentat. Stați un moment. Dacă la restează cum a fost cazul Piedone, da? Da. Și dacă l-a arestat pe Piedone
înseamnă că legile sunt proaste. Asta înseamnă că justiția nu-și face de... Păi, adică justiția își face de datorie numai dacă condamnă? Justiția își face treaba numai dacă condamnă? Pe cei care fură, da. Pe cei care fură, da. Dar lăsați... Pe cei care fură, da. Și dacă nu-i condamnă... Și dacă nu-i condamnă... 50, da. Care fură judecător, atunci toate
zicătoare de dacă vrem și avem respect față de justiție. Dar până atunci, până atunci, eu personal ca să demonstreze că ăla avea banii ascunși în cavo, că avea din bucuri de să luați de adevăr, că eu chiar credeți-mă că văd că în presă noi facem justiție emoțională. Deja da, a început să facă justiție. Nu e de bun decât ceea ce spune procurorul. Nu. Nu. Eu, din punctul meu de vedere, nici n-ar trebui să se discute în presă despre acuzații. Lăsați procurorul să acuze, să-și facă treaba, că da, e procurorul. Să-și facă treaba. El a simțit că unul este a făcut o ilegalitate, el trebuie să demonstreze că ăla, deci trebuie să demonstreze toată nevinovată. Mie îmi place că trăiesc în România, nu vă faceți greșit și să mândru că sunt în România. Și fac tot timpul asta. O femeie că a furat 27 comandă și șapte ani la urgență și ăsta are sute de milioane furate și nu-i face nimic de macasă la vină, la căldurică, nu suportă. Lăsați-l, Statele Unite ale Americii, cel care
extraordinare. O mor. Ciocanul masă judecătorul ești condamnat să luci și la revedere atunci te ia la închisoare. Noi defilăm cu tot felul de oameni arestați preventiv. De bunătate și de
de creștinism. Așa este, se spune despre acum, acum, nu știu, trecem într-un moment greu și din punctul de vedere, am uitat să mai fim, să avem aceea omenie românească. Ne place mult mai mult să condamnăm decât să iertăm sau nu să iertăm decât să dacă apare vă repet, uite și asta simplu fapt că un procuror știe și este concertat pe emoția publică transmisă de presă, transmisă emoție. Se spune, el a avut nenorocit. Vai. Toată lumea a văzut condamnă pe penală. Deci, toată lumea. Eu nu. Eu, dar în general opinia mea și atunci pe aceste emoții vii cu două acuzații și o arestezi. O arestezi de ai drumul pe ăsta. Se pare, dumneavoastră mi se pare corect ca pe cineva să-l aresteze astăzi și peste două luni să dea drumul.
care a fost condamnat a greșit și a fost condamnat să fie reintegrat de societate. Da. Eu sunt tot acolo cu dumneavoastră, dar noi chiar dacă am dorit să îi reintegrăm, nu avem unde să-i sunt pensionari 5 milioane.
pensionari, încă aproape 6 milioane copii. Tineri care nu sunt nu sunt încadrați în muncă și mai puțin de de 4 milioane de salariați. Doamne, care sunt contributori la de stat, la bugetul de asigurări sociale, de pensii și asigurări sociale. Aici se scrie cineva că se numește Marcus sau poate Nicu de la Marcus. Ziarele scandalizate țipă în cor guvernului ca Sara, măi frate, pe calea infernului. Păi că țara a luat-o pe calea infernului. Haideți. Da, se întâmplă lucrurile
întâmplă în celălalt 39 de județe și în afara Bucureștiului. 39 nu vorbim de București. Plus București, plus Giurgiu. Care e atipic? Că e atipic. De ce e atipic? Și eu cred. Au acceptat an de-a rândul politicieni senatori, deputați, conducători de la centru veniți de la București. Din rândul juvenilor și preocuparea celor care venit de la centru n-a fost pentru juvenilor, ci din altă parte și că din acest vedere juvenii, oameni politici juveni n-au ajuns, sunt top manageri și cei care au ajuns n-au avut calități deosebite. Păi, am mai spus eu, domnul Mustățea. Uite că zic domnul astăzi. Așa. Domnul Mustățea, care sunt amabil. Care mâine poi împlinește 4 ani. Spuneți-mi un proiect deosebit. 4 ani? Vă spune ce reușit. Dar să distrugă Partidul Național Liberal la Giurgiu. Asta a scris-o eu. Da. Domnul Bădălău, spuneți-mi iarăși. Are un merit. Spre deosebire de Mustățea, Bădălău are și merite. Care merite? A făcut la așa fel încât foarte mult
banii pentru comunitățile locale. Că n-a adus cât trebuie. Că la Teleorman, chiar dacă rezultatele politice ale PSD sunt mai bune decât ale PSD, banii la Teleorman sunt de 10 ori mai mulți decât la Giurgiu. Dar nu poți să spui ceva. Cred că Giurgiu veni nu sunt corect reprezentați nici în la nivel național, structura administrativă la nivel național. Și totuși Badălău a făcut un lucru. A promovat secretarul de pe domnul Cuc, secretar de stat la Ministerul Transportului. Nu știu acum mai
el. Dar l-a promovat. A făcut un lucru bun pentru Giurgiu. Eu mi-aș dori să găsesc foarte mulți giurgiuveni în structura centrală. Suntem aproape de București și foarte mulți sunt foarte mulți oameni foarte bine pregătiți la Giurgiu care nu ajung să penetreze sistemul central de administrație. Uite, el a făcut un lucru bun la pe Cuc, pe Alexandru Andrei, tineri care i-a promovat și just pălărie pentru lucrurile. Deci chiar sunt lucruri bune pe care nu știți cum aș fi considerat o promovare extraordinară de bună în condițiile în care aș fi găsit o secundă. Dați-mă să vă spun eu. Să nu mă luați că sunt foarte cum să spun. Nicio dragoste față de domnul senator Bădălău. Ba, din contră. Nu la asta vreau să mă refer. Că dacă mă pun ce n-a făcut o să vă spun două. Este foarte bine să promovă în tine și sunt totul de acord cu dar aș avea un respect deosebit și aș merge uite așa cu căciula pe jos, aș mă duc la condițiile în care tinerii ar fi dat un examen ca să fie promovat. În momentul în care îl iei din opincar și îl faci aviator să mă ierte Dumnezeu, asta nu mai e promovarea, asta e bătaia de joc. El ăla care s-a dus acolo, ăla care s-a dus și nu mă refer oricare altul, în momentul în care ajungi acolo și nu ai dat un ex.
examen ca să obții postul ăla. Deja mie mi-ar fi rușine să vin la Nata, eu vin că funcția de secretar de stat este o funcție politică. Păi, cel mai bun ministru, dacă mă întrebați pe mine, care a fost cel mai bun ministru al agriculturii, eu vă spun clar. Remeș. Pentru că Remeș a dat foarte mulți bani pentru să facem o diferență. Să facem o diferență. Vă repet, un ministru bun este un manager. Exemple multiple, școala americană a inventat această școală de management. În momentul când ești ministru, te ocupi de administrarea unui domeniu. Dar nu contează lucrul ăsta. Deci nu trebuie neapărat să fii
Absolut lucrul ăsta, dar nu pot să ocupi o funcție. Mâna ta ai lucrul să zic, e un exemplu. Mâna ta lucrezi în minister ca director de 10 ani. Pe mine mă pune ministru, am fost văcarul satului și vin ministru. Da, și chiar vreau. Și cum te pot verifica cum te... Domnul ministru, secretar de stat, sunt funcții politice. Dacă partidul care a câștigat, partidul care a câștigat alegerile. Da. Pentru că în momentul când câștigi alegerile și mandatat de popor. Poporul. Vă place, nu vă place asta e. Și de democrație. Poporul este cel care promovează democrație. Vot. Asta e democrație. Asta e. Oamenii să-și manifeste nemulțumirea. Dar de aici se impune reguli democratice. Noi nu suntem de acord. No. Haideți să suntem de acord. Dacă uitați, cu timpul și eu n-am apucat să... câteva minute. Asta a dat un proiect. Vreau să fiu președinte Consiliului Județean. Vreau să vedem dacă Giurgiu veni vor și ei. Păi, lasă că până la Giurgiu veni. Așa. E o problemă. Mai
Da. Spune, da. Acum e... Pentru că dacă aș fi în alianță cu PSD-ul, nu, ar trebui să candidați pe aceleași liste. Nu, nu. Poți să fii în alianță și poți să avem liste, putem avea liste diferite. Sunt, putem avea liste separate. Fiecare pe diverse județe. De exemplu, mie mi-a convenit la Giurgiu ca fiecare să-și maximizeze lista lui. Am un concurs. Să intru în concurs cu... Să știți că, uite, să spun, eu sunt de acord că pornită lumea împotriva parlamentarilor, dar oamenii, o soluție. Votul de anul viitor. Votul să vină. Să vină. Domnule, asta este soluția de se va stabili. Nu sunt eu atât de mare să stabilesc. Dar se va stabili. În curând se va stabili exact cum va merge partidul
voi merge în alegerile de la Giu. Nu știți, vreau acest lucru. Vreau acest lucru. Și vă repet. Concursul pe care îl voi da și mă voi prezenta în fața juveilor ca să le obțin votul. Pot avea și un șef de județ cu rezultat. Care e proiectul cu care dumneavoastră vreți să te câștigați pe Giurgiu? Dorința noastră de a fi președinte vedeți cu ce veniți în fața domnului. Eu pot să fac următorul lucru. Eu pot să le pot răspunde juvenilor la doleanțele care sunt juvenilor, vorbesc de tot doleanțele lor care doar juvenilor, prima doleanță a juvenilor se referă la locul de muncă. Nu au unde munci. Perfect. Și o să vedeți prin deschiderea față de mediul de afaceri. Deschiderea spre investiții. Pentru că Giurgiu a fost blocat an de zile. De aceste lucruri. Sunt trei lucruri foarte clare. Mediul de afaceri cât mai prietenos pentru cei care vin în Giurgiu. Oameni că să le oferi niște Știm că prioritatea numărul 1 pe
municipiu Giurgiu. Asta e, nu este, nu este că n-au asfalt, că n-au ce. Loc de muncă. Ei vor loc de muncă. Deci, oameni de bine se atrage în juriu investiții și pentru tot juriu analiză corectă a ceea ce înseamnă fermier. Fermier nu înseamnă numai producător, ci înseamnă și procesator. Procesator și chiar și comerciant. Deci un lanț clar pentru fermierii producător, procesator, vânzător, comerciant. Și astăzi o să ajungem și la ceea ce mă bat toată ziua în Parlamentul României despre intrarea fermierilor și fermierilor români, nu neapărat fiind fermier român, înseamnă implicit și fermier juveni pentru supermarketuri. Au luat vecinii noștri de la mine în supermarketuri să avem standuri separate pentru produse românești și cât mai un procent cât mai mare în sezon și vedeți că Bulgaria s-a votat ca în supermarketuri pentru produsele de sezon să aibă 70% standuri secret. Pentru că momentul ăsta
următoarea întrebare, o întrebare, următoarea întrebare pe care mi-o puneți dumneavoastră, se va care dumneavoastră. Dacă vă spun atunci vorbesc de colegi
gmail impres. Zâmbeam. Pentru că chiar era ceva hilar. Niște oameni care reprezintă se certau acolo, dar dacă îi întrebi de ce se certau în afară de orgolii, vă spun eu că niciunul dintre ei nu știa. Lucrul ăsta e de plâns. Ce a făcut datul corect? Pe asta eu v-am spus. Ce proiect de mare a ajuns a dus președintele de Cogoșiu. De Vasile Mustăță. Ba, doar că nu, eu vreau să vă spun cum e că da, de ce v-am întrebat de echipă pentru că că nu veți avea o echipă puternică, oricât de plin de bune intenții veți nu puteți face nimic. Știu foarte din Consiliul Județean sub cuvânt de onoare pe mine m-au ripilat. Nu puteam să cred că oameni politici, da? Care n-au interese meschine, care nu vor avantaje de niciun fel să pot certa iar suntem vă aduc aminte că politică Nu, un grup de interese. Partid politic. Da. Am citit. E definiție. Am citit. Deci uităm noi acest lucru, nu știu.
politică egal interes și egal ban. Să nu spuneți mie acum că toată lumea face politică de dragul nu știu cui. Nu, nu fiecare face politică în primul rând în primul rând de dragului. Și dacă această dragoste pentru el înseamnă să facă bine și multor, de dragul meu. În primul rând. Nu. Eu fac politică pentru mine. În primul rând. Și pe urmă, pentru foarte mulți alții. Pentru că eu să știți că beneficiarul... Vedeți adevărul ăsta pe care spuneți dumneavoastră. Beneficiarul politicii pe care desfășor eu.
Eu fac politică, intru în relații cu foarte mulți oameni. Cu foarte mulți oameni. Din toate structurile de conducere ale relația rămâne. Eu totdeauna am căutat să creez o relație personală foarte bună cu toată lumea, să ajut lumea, să-mi ofer sprijinul. Păi vă închipuiți că dacă ajungeți la un moment în fața privată, că nu să fii politician de vârf toată viața. A fi politician de vârf înseamnă o chestie temporară. Știm sau cine face ideea că ești politician toată viața și să fii în vârf toată viața, e iluzoriu. Nu se... și mare politician n-a trăit din politică toată viața. Ce trăiești eu nu din politică am trăit. Știți foarte bine că nu trăiesc din politică. Eu mi-am făcut bani și mi-am făcut și am avut întâi realizări profesionale. Și apoi realizări politice. Întrebații politicienii aia care sunt politicieni și vă spun aici, aoleu, ce mor de dragul juvenilor. Ce drag pentru și vă dau, dacă vezi, vă fac o listă acum, inclusiv cu Vasile Mustățea, dar de fapt să vă spună cum și-a promovat familia. Eu n-am provat pe nimeni din familia mea. N-am provat pe nimeni. Fata, nu, nevasta, nu. Păi, soacră mea, nu. Nu vreau să vă supăr între să citesc și nu scris oamenii.
Așa. De ce zice? Dar peste 10 ani, 10, 20 de ani, câți vom mai fi în această țară? Părea ca oraș. Felicitări, țineți tot așa. Puștii și actorii de minte, dar nu au pic de onoare și de minte. Sunt și fac un curs de deputat sau parlamentar. Nu se face. Nu există. Nu s-a reparat podul de la că nu mă apuc în ziua aia. Pentru că toți politicii devină. Ia uite! Să întrebe pe domnul Bădălău că a avut guvernarea în mână. Da? Primarul de la Grădiștea este primar PSD. Aurel Enache. De ce nu? Aurel Enache, vă spun eu că s-a bătut. S-a bătut totdeauna. S-a bătut să să realizeze acest proiect. De ce nu l-a făcut? Cu mine am avut bine. Eu speram ca domnul Cuc să rezolvă, fiind secretar de stat. Am început și eu am fost secretar. Și am început să a fost să liciteze și Lucianescu a fost secretar așa a început tot așa de fiecare dată, uite, dragul când parcă își bagă de chestia asta că ai un ceva interes pe care noi să nu nu care fac ruta asta de Giurgiu București. Atât de dragul să fie coada aia. Nu cred. E
dar nu neapărat dacă lumea s-a obișnuit să meargă cu microbuzul și vor să meargă cu microbuzul, vor merge cu microbuzul. Dar linia de cale ferată București, știți foarte bine, pe lângă faptul că e prima linie de cale ferată din istoria României și în mod normal ar trebui să funcționeze, știți foarte bine. Aici e primul lucru care s-a făcut în România în ceea ce privește calea ferată, tradiție și istorie este și normal legat pentru că e un nod foarte important de lucru cu Giurgiu. Eu îmi doresc ca Giurgiu, uite, un alt obiectiv. Să fie foarte bine antrenat în ceea ce valorificarea Dunării. Economic, da. Logistic. Rămâne decât să vă mulțumesc. Îmi pare rău, dar timpul ați vorbat. Nici nu știu când. De-aia mi-e drag să v-am făcut dumneavoastră în emisiune, că sincer zboară timpul așa fără să-mi dau și la mine zboară foarte oamenii. Sau nu sunt
destul de fotogenic. Chelia mea that.